la data de 30.05.2018. Punctul numărul 2. Informare privind modul de aduce la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local cu vizii cărora adoptate în perioada octombrie 2017 mai 2018. Punctul 3. Proiectătorii privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru apartul de specialitate a primarului comunei cu vizii cărora se facă. Punctul 4. Diverse, dar este cu 4. Mai e un punct. Față de ordinea de zi inițială, au intervenit două modificări. Retrage din ordinea de zi punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții, deoarece nu s-a primit avizul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici până la momentul ăsta. Și fără aviz nu putem să discutăm acest punct. Și suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării definitive din excedentul anilor anteriori a sumei de 32.000 lei și modificarea corespunzătoare a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018. Mm-hmm. Aveți la mapă ultimul proiect de hotărâre, cel cu organigrama nici nu vi l-am mai pus, că nu avea sens, dacă n-am întâlnit avizul, nu avea sens. Probabil că până la ședința următoare, care va fi cred la sfârșitul lunii iulie, să avem și avizul. Mm-hmm. Și atunci o să aveți la mapă și proiectul de hotărâre. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, astfel modificată. Da. Punctul 1. Dacă sunt întrebări la procesul verbal al ședinței precedente din data de 30 mai 2018. Dacă nu votăm. Spuneți. Știu că am discutat, că am scris poate reușim să invităm și de patroni societăților profeții. Invită, dar nu văd sensul, pentru că le-am dat la toți la fel, deci nu... Și ați vrut ca să vină la ce discutăm cu ei, ce să... Este aici programul. Programul a dat la toți la fel. La toată comună. Nu numai la ei. O faci. Da. Era atât cât sunt scandale. Este poliție. Ne invităm, dacă vreți, invităm, dacă știam, invităm, dar nu văd sensul atât timp. Mai dacă puneam pe ordinea de zi modificarea regulamentului, altfel nu are sens. Nu. De fapt, se pot invita, oricum nu e o problemă asta, ca să discutăm. A fost o campanie care a fost unul studia în altul, celălalt studia în celălalt, dar nu a primit. Domnul, sunt probleme ca peste tot. Nu mă l-am zis că lucrurile astea. Dar, pentru tulburare la 61, este amendă. Este să văd toate variantele posibile și imposibile. Dar nici nu putem să facem un regulament și să spunem doar la ora 10. Nu se de pe timpul... O singură chestie ce putem să facem, dacă vrem să o facem, să spunem, în momentul în care sunt ceremonii, sunt procesiuni sau alte asta, activități, da. Se implică. Sau, nu, vin zbunturi atunci, nu știu. Ca să evităm discuțiile care au fost... Da, dar a fost atunci cu colibile. Da. Chiar m-am întâlnit cu doamna Ciobanu și avea închis magazinul. Eu am întrebat pe acolo și au zis că întotdeauna când este sărbătoare, închide magazinul. Acum nu știu dacă și ceilalți fac acest lucru. Eu cred că problema cea mai mare e la Coșa, la din față în simț. La el e problema cea mai mare. Aveți grijă când, dacă vine să se autorizeze cu barul. Da. Nu poți să-l... Nu. Eu, din punctul meu de vedere, eu aș spune că domnul Claudiu o dat 60 de pătrăvești tot anul cam somat, adică nu sunt mulți lucruri, mai degrabă avem. Și da. Nu am mers de la copii de 18 ani. Da. El are voie să vădă cu la minori? Păi are voie. Nu are voie, dar aici nu putem. Aici nu putem noi. Și este act normativ, este organ care constată încălcarea acestui fapt. Nu e treaba noastră. Dacă se dorește ca să fii invitat la ședința următoare,
Dacă nu discutăm și îi chemăm, eu cu drag. Da? Deci să îi chemăm la... Trebuie să avem ceva concret. Dacă modificăm și regulamentul, merită să îi chemăm altfel, doar ca să discute așa. S-ar putea chema și să se pună în vedere, să închidă, ca așa ar fi creștinești și, da. Și normal și respectuos și nu neapărat să fie trecut în regulament ca să închizi când iese sărbătoare. Da. Da, dar dacă te rog să înțelegi problema și domnul și de la parohie este da, părinții nu au zis că nu vine. Părinții nu au zis că nu vine. De la părinții avea așteaptă domnul Claudiu, nicio problemă. Vedeți că m-au fost cazul cu cei care vin în fața bisericii. Da. Dar afară, cum se dea afară? El are neapărat, are toate actele de regulă. Nici plătești degeta să nu primă stilul local. Cum poți să spui eu, nu mai veni? Nu. Deci, nu ai fost undeva la întâlnit o cașă în covară aici. Dacă vă conformează, nu o să mai fie așa. Deci să vă rășiți să fie invitați la ședința o covaleți, chiar no. dacă nu. Dar să vedeți, dacă tot am invitat la diverse, că am luat invers, sus, sus. Era vorba că nu s-a pus pe ordinea de zi. Asta am înțeles și eu de ședința trecută, că o să se discute lucrul ăsta. Da. Dacă tot ne învățăm în jurul lor acolo, a spus că dacă el se duce în instanță, păi dacă se duce în instanță, pierd din stat el. Pentru că există lege care spune destul de clar, v-am mai spus, 500 de metri. Da, dar în cazul ăsta, toți trebuie să aici e problema. Nu știu dacă... De ce trebuie să facem de magazin în jurul bisericii? Nu, atenție. De magazin, de bar. Vorbim de bar, de magazin. Da, dar ceilalți poți să ai magazin și să dai bucurea voie. N-ai voie. Pe autorizația de funcționare, pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, se specifica fără desfacerea băuturilor alcoolice în locație. Și orice organ de control care venea, chiar și un polițist de local, că noi nu avem, dar un polițist de rural de al nostru, putea să-l amendeze. Sau putea să se țineze, să-i se retragă autorizația de funcționare. Deci foarte simplu. Eu sunt într-un domeniu asemănător, da? Și știu ce înseamnă să vină cineva să spună deschidere când vreau eu și închidere când vreau tot. Nu. Dar nu așa se spune problema. Problema se spune altfel. Întrebați vecinii. Întrebați-o pe... Asta e că au declarații din partea vecinilor toți. Aici e problema, întrebați-o, doamnă. O declarație o iei pentru că e de la o pătrânică că îi dai un milion de lei și o dată să... Deci noi chestia asta am trăit în regulament. Deci acolo vecinilor există la orice dosar. Dar vecinul cel mai important... Biserica. Are? Păi niciunul chiar vecin. Păi cum să nu? Ăsta chiar acolo. Ăsta chiar acolo. Iar dacă o luăm pe criteriul religios, orice liturghie este la fel de importantă ca cealaltă. Așa este. Aici trebuie ei să înțeleagă. Procesiunea la una nu. Nu există, nu. Procesiunea în sine nu e atât de importantă decât liturghia. Dar nu vorbim importanță, vorbim... Păi sigur, dar dacă e ca să o luăm, trebuie să vorbim pe importanță. Dar nu asta e problema. Că până la urmă, el poate să închidă acolo. Înăuntru și e nu. Păi bagă înăuntru și gata, la vede mult. Aici trebuie vorbit cu ei să înțeleagă, să aibă ei capacitatea de a înțelege ce îi se întâmplă. Că așa să meargă cineva să o facă pe poate cu lângă ușa lui, nu e ok. Mai mult decât atât am înțeles că el și-a făcut și bar. Și el a avut autorizație. Deci acolo a fost tot. La Cojan, că acolo e problema. Da. Nu e la nimeni așa o mare problemă cum este la Cojan. Da, pentru bar, pentru alimentar. Da, e așa făcut și pentru bar. Faci pe... Nu, are. Are? Cum să... Eu am vrut să mă informez. Nu, probabil nu are autorizație. Probabil nu are acte. El are bani și a făcut acolo terasă laterală. Știu de la domnișoara Irina că a venit să se intereseze ca să facă ceva. Asta știu. Dar probabil că e încă în procedura de documente. E în testare, doamne. Deci nu putem să... Deci au făcut. Servește oamenii cu bună regulă, dar testează piața. Asta se întâmplă dacă merită, atunci ar fi fost cine zi. Dacă nu se merită, nu se autorizează. Toate magazinele alimentare în testa asta, dau acolo. Și ăla parcă și ăla ăsta. Dau, probabil au în autorizația de funcționare. Nu are nimeni.
sau nu se află la, în imediată apropiere a unui lăcaș de cult. Nu se întâmplă. Discuțiile se vor întinde și nu să se rezolve dacă ei nu înțeleg. Iar mai mult decât atât, dacă noi putem să facem ceva pentru a-i conștientiza, nu pentru a le opri activitatea. Până la urmă, el face. Puteți să-mi spun, să-mi specificați pe autorizația de funcționare. E foarte simplu. Asta înseamnă să specificăm și regulamentul, da? Deci nu puteți trece de autorizație ce nu e regulament. Da. Cu privire la asta nu e regulament. Dacă e așa de greu, mai modificăm, dar dacă e mai simplu... S-ar putea, să nu-i greu deloc. S-ar putea, vis-a-vis de ce ați zis dumneavoastră, să se precizeze că atunci când este sărbătoare, să fie închise, să nu comercializeze băuturi alcoolice, nici magazinele, în momentele alea. Doi, putem să-i obligăm să-și asigure pază pentru bară, mă refer, da? Pază la ce se... Să-și asigure liniștea, să ai o persoană care să se ocupe când vede că unul... Da, dar scoate stradul aia o face. Știți cum e? Știți cum e? Ei sunt interesați să facă mai mult stand, dar să facă mai multă vânzare. Că asta e realitatea. Iar referitor la... Vânzare poate să facă, ca să nu facă scandal. Vânzare poate să facă. Referitor la vânzarea băuturilor alcoolice, știți ce nu înțeleg eu? Cum, Doamne, iartă-mă odată la câți ani se fac alegeri, e interzis la toate localurile în jurul... Și noi respectăm o lege. Nu, noi respectăm o lege și o încălcăm pe cealaltă cu bună voință și bună știință. Pentru că este și legea asta. Nu. Putem trece regulament. Că nu poate să fie barba, asta vă referiți? Asta este. Asta este. Dar ce ar însemna? Să nu dăm la niciunul autorizație și în jurul barului. Eu nu spun treaba asta. Eu nu vreau să se înțeleagă că eu asta aș spune. Dacă s-o dat atâta timp și acum să nu se dea, nu știu. Adică, eu nu spun treaba asta. Deci, nu pleacă de la mine. Sau poate au investit acolo. Au investit tocmai. Știind că primesc autorizație fiecare an și că sunt legal. Dacă e să o luăm la investiții, un om deștept trebuie să informeze din toate punctele de vedere dacă poate sau nu poate. Asta este deja într-o altă discuție. O lăsăm așa că oricum asta este. Dar nu se poate nici așa să vină în fața bisericii, chiar în fața bisericii, când ridică ostia ăla să facă nevoile acolo sau să-și bată joc. Pentru că, până la urmă, ori mai mult, dacă ne stă ceva în putință, să punem în aplicare să încercăm să rezolvăm problema. Dacă nu, fiecare răspunde pentru ceea ce face. Dacă nu respecte, respecte, o să vadă nici eu să pățească pe lumea aia. Eu nu aș... Eu aș zice chiar serios e, o să fie treaba asta. Adică... Chiar nu am la mișto. Tot plătește. Nu am mișto. La procesul verbal mai vezi ceva de... Nu, dar să-l puteți. Deci punctul 2 va fi, punctul 2 este, dar informare prin modul de aducere aveți la MAPE, da, este obligația primarului conform legii de publice locale, numărul 25 din 2001, se va aduce la cunoștință stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor de Consiliul Local adoptate de Consiliul nostru. Și cam asta am făcut. Suntem la zi cum ar veni, deci din octombrie 2017 până în mai 2018. Hotărârile sunt aduse la îndeplinire. Deci foarte puține care, de exemplu, uitându-mă aici pe informare, văd o hotărâre care, nu că nu s-a adus la îndeplinire, s-a adus. Parțial. Astea cu trecerea în domeniul privat pentru concesionari, o să vă explic domnul primar și vizavi domnul Budean, că a fost în coace și a învățit. În rest, hotărârile sunt aduse la îndeplinire, nu sunt problema, se comunică către compartimentul respectiv și se aduce la îndeplinire cât mai repede. Dacă sunt întrebări vizavi de informare, vă stăm la dispoziție. Dacă nu, trecem mai departe. Asta nu se potează, este doar o informare. Da? Trecem mai departe. Numărul 3. Ați avut la MAPE. Deci, se propune
Articolul 1. Se aprobă utilizarea definitivă a sumei de 39.000 de lei din centrul anilor anterior, conform listei obiectivelor investiții pentru anul 2018, prevăzută în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Pentru proiectul hotărârii va fi dezbătut și supus pe aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Visitorograd din luna iunie 2018 și va fi adus la procesă publică conform legii. La ce se referă practic această sumă? Deci am avut la montaj sistemul de supraveghere video în comuna Vizitalică la sediul primăriei din Vizitalică. Da. Avem da, achiziții stații de autobuz și clientă. Da. Deci achiziții stații de autobuz. Eu am solicitat câteva oferte. Pentru 5 stații de autobuz. Gândindu-ne în felul următor. Deci să le montăm la 3 cruci, la Sfântul Anton, Părău, Osebiți Școală și Biserică. Prețurile de la ofertă sunt cam apropiate și ce diferență este model. Să fie și mai trainice. După care am fost frecos la Măgura. Spun toate am trecut în septembrie. Un model. Sunt mai multe. Și stații și poșuri și... Și la Măgura cum arată. Sunt frumoase, într-adevăr, dar deja s-a lăsit cu bricheta, cu... Asta se plăsă, nu avem ce fac. Dar destul de frumoase, așa cum apar ele, cu... Știți ce e? Știți ce vor? Vor păzi stațiile astea? Camerele de filmat. Cele camerele de somnătate, dar atunci ele și le vin. Dar nu sunt în zonă camere. Păi, cum se poate spre Noapa Manoare? Dar de restul camerelor, când vă spun. Cum vreți mai cerem pisea de avea interna cu astea, le-am finalizat să-i plătim. După aceea o să mă întorc 16 camere. O să trebuie în poliția. Într-adevăr, costă ceva. Dar sunt utile. Sunt foarte utile. Da, sunt foarte utile. Dar s-au spus, da, sunt 16. Asta a venit intră din comună. Deci, cam pe unde știu ei că să... Aici am stat din comună cu poliția. Iar mai ținut să mă dăm prima oară în sat. Nu, aici au fost altceva. Și deci, eram obligat prin ei. Și am să hai să faci motel la primării ca să nu primi plăcinta. Da. Puteți să vă uitați prin ele, sunt frumoase. La prețul la spate, astea am apropiate, deci diferite firme cu chestii. Trebuie să vedeți și locul de amplasare. Eventual, acolo la sumată unde e doar. Nu, doar să se schimbe poziția față de unde au fost. Oarecum. La trei cruci când plouă. Era vis-a-vis acolo de Sfântul Anton. În partea aia la urmă. La trei cruci. Da, dar e cam într-o curbă, într-o ieșire. Nu, nu, nu văd de oare. N-ai unde să pui acolo. Unde pui? La Varga în față? N-ai cum. Doar la Cioban, în față. Acolo de mai fost. Acolo, pe da, acolo. Acolo a fost, dar știi, intrarea, ieșire, spre Osebiți. Oare cum? Că este la fapt. Nu, să ne vedem. Dar restul după aia, aici ar fi problema. La trei cruci este loc destul. Sau să-i schimbe oarecum modelul cum mai, să fie mai îngust și mai lung, cumva. Să nu iasă atât de mult. Sunt o mulțime de variante. Sunt o mulțime de variante. Da. Să fie același model peste tot, numai că să se schimbe configurația. Când iese prea mult, să vrei drum sau mașinile, când grează, imediat în dreapta. Dacă se pun un pic mai la mare. Puțin mai la mare, s-a vorbit de poarta lor. Trebuie. Conjurată, la o grădină cu bara, s-ar putea pe intrarea la acest, la intrare, cu rotul, dar... Dar aici sunt punctele unde... Cel mai mare loc este... Dar cum ești mai tare, cum ești mai tare din curte, imediat pe treapta, în colțul stabilit Sfântului Anton, acolo n-ar fi loc? Nu-i loc de... Imediat... Imediat e poartă la urmă. Acolo e Sfânt Anton, aici... Nu, 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 nu în poartă, nu după. Cum e, cum mai mare la gardul și cum ai ieșit, imediat în dreapta. Nu ai loc, nu? Ai mai loc de poartă, nu de poartă. Doi metri. De-aia trebuie pus pe partea aia, dar trebuie la aici. Dar partea aia, te gândiți-vă că acolo coboară oamenii și-au plecat acasă. Iar aici stau în stații. Și iar aici, unde trebuie să stea în stații, n-ai cum să-l amplasez. Deci e cam invers, de asta am zis. Nu-i acolo. Cel puțin că vorbesc de ce se vede acum, deci ce a fost. Altă variantă n-ai decât acolo. Tu faci stații de autobuz când coboară oamenii și sunt fiecare acasă. Iar unde trebuie să aștepte, nu putem amplasa. Deci trebuie văzut de loc.
puțin mai la mare, să știți că și în panta aia acolo, în panta aia acolo, sau era într-o pantă, nu? Nu e un loc de stație. Pentru că tu mergi vizibilitatea la ceilalți conducători la trafic. Ei, așa de acolo, și cerem avită la poliția de mine, nu mai facem nicăieri. Nu, însuși ca stații vorbesc. Dar știu, dar nu mai. Deja intrăm în niște discuții. Păi atunci, ce facem la mine la magazin? Exact, aceeași treabă. Vezi tu când vin mașinile din curbă, nu oprești. Nu oprești. Dar nu mai e, n-ai cum, nu? Acolo trebuie să pui un indicator de oprire interzisă. Deci așa discutăm de lucruri care nu... În curbă, unde oprești? Dar voi se limitează cu... Astea sunt... Astea sunt condițiile de voi. Atâția ani de zile putem acuma să luăm de guste, dar asta e... Dar ce face? Lumea cer până cu prudență și... Da, măcar cât de cât o apărătoare, din ploaia... Da, nu poate să ne apărăm foarte mare. Cât de cât. Nu neapărat foarte mare, dacă nu este spațiu. Câteva coșuri de gunoi, am zis... Da, da. Stație obligatoriu și pe și prin comună. Și pe ploaia aia de sus din poda, are tabă de pe vreme. Faceți o investiție, cumpărați tot frumos, elegant, curat, să fie aranjat și să aibă toată, să fie dintr-o dată în aceeași gamă. La trei cruci acolo, într-adevăr, este apa care vine la deal, dar o să rezolvăm până în septembrie cu o traversare. Pentru că atunci județele o provisiune cu din biscuiți. Da. Noi am face, dar nu avem noi dreptul pentru că dintr-un județe. Dar tot promit ăștia de... De ani, da. De ani și ani. Da. Am mai depus să vă dau documentația, că trebuie să aminte la PUC, la CINADR, la Iași, fost la București, la Ministra Transportului. De acolo la Iași, acum să vedem ce mai poate rău, că nu mai spune nimic. Da. Da. Bun, dacă mai sunt întrebări, ca să trecem la diverse, că mai am spus ceva. Mai sunt întrebări la proiectul de hotărâre, dacă nu se vorbim. La diverse am să încep eu, că v-ați fost domnul Budeanu, cu doamna. Domnul Budeanu. În legătură cu urmă, ce spune că vă făcusem demersuri pentru concesionare, aproximativ 1 hectar. Ne-am trezit dat în judecată pentru drum de servitude, 544 metri. Ideea acum am înțeles-o și eu cum o prezentat pe ei. Acum, da, i-am ascultat și pe ei, am spus noi cum de vedere. Ce vor să facă? Aceeași treabă ca și noi, să scăpi de cine de. Deci să-și facă ieșirea până în 50 de metri la clădire, ca să nu mai avem treabă cu cine de eu. Pentru că și au documentația depusă ca și noi și să stau de ani de zile. Pentru că cum o dai tot în drumul natural. Deci cum dacă nu trebuie. Odată să recadă pentru ce? Drum de servitură. Să le dăm noi drum de servitură. Da, ai o cerere fără plată, dar... Dacă am venit și eu că m-am chemat în ultima așa, eu nu mai eram foarte dacă vrem cu procesul, pentru că domnișoara Irina. Dar vezi că problemei știam despre ce vorba. Din, printre plicături, eu cam mi-am dat seama în debate doamna Mulianu. Nu-i mai interesează concesiunea. Vă zis că fără nicio problemă poate să ridici cortul și-a făcut treaba așa, deși nu n-a spus-o direct, n-a spus-o direct, ca să am înțeles-o eu așa pe întrebări. Deci mi-ați înțelegeți bine, că avem încredere în ce înțelegeți. Și așa că... Deci, acolo pare. Da, da, da. Deci n-a spus-o direct, dar eu am înțeles ce vor. Ei interesează calea de acces, deși au lansat o idee foarte interesantă. Am să mă interesez și eu și la doamna Mutar Storica, care a făcut primul act de vânzare cumpărare prin 97. Sau 97. Ei au avut acolo mai multe acte translative de proprietate, pentru că au înființat tot felul de firme, așa, și susține domnul Budeanu că au avut cale de acces în actul de vânzare cumpărare inițial, încheiat cu Federal Corp. Eu nu am văzut, am văzut acolo, dar n-am văzut nicio cale de acces. Acolo erau doar 2000 și ceva de metri pătrați. 2900. Așa. El susține că a avut și cale de acces, pentru că nu se putea da fără cale de acces. Nu știu, la momentul cu 70 și ceva, ce spunea legea la momentul respectiv,
Dar cum susține el că s-a pierdut pe drum calea de acces, nu pot să cred așa ceva. Dar firma el lucrul ăsta s-a avut să cred. Și acum că era interesul lor să... Cum a avut și acolo în spate unde este bucătăria, zic. Nu contestăm că ați folosit bucătăria atâta timp. De aceea a luzut camiunii. Deci el câștiga. Pentru că noi n-aveam nimic trecut acolo. Nici în domeniul public, nici în privat. N-au cerut. Când au avut avocat, fac și eu ca la Namurian. Dacă trebuie să ne iau avocat. Când ați venit dumneavoastră aici, au trebuit să ne iau avocat. Așa au zis. Da. Dar și avocatul respectiv putea să zic, hai să facem un camiunii că căpătăm gratis terenul. N-au făcut-o. Așa. Acum, au zis că au făcut adrese la Camera Notarilor Publici să vadă ce s-a întâmplat cu calea de acces. Eu o să o spun și pe doamna Storica, că o cunosc și am să merg până acolo să vedem care este situația. Dar ei nu o să scape de ce ne-a greu, fac și eu ca domnul primar. Nu o să scape, că n-au cum. Ei vor prin calea asta de acces pe care o să o câștige, de care instanță. Și probabil că instanța o să fie de acolo, știi, de cauză, chiar dacă ne apărăm noi, eu știu. Deși se putea face o suspendare, cum ați zis și dumneavoastră, da. Și deschis imediat penal, ca să putem să... Bine, ne interesează să rezolvăm problema. Da, da. Eu nu i-am spus că... le-am zis că nici până nu putem înainta cu actele de concesiune până când nu eliberează terenul de sarcini, adică cu oricătării ce mai este acolo în față, așa, dar ne-am dat seama că, de fapt, interesează concesiunea neapărat. Deși eu am avansat ideea că plătește și concesiunea din urmă. E, nu poate să plătească din urmă. Dar ce vă plătește din Sanfi, Cerutirina? Da, dar nu cred că o să ne dea câștig din cauză. Nu o să ne dea câștig din cauză. E greu de... Întrebare. Păi dacă nu mai am nevoie numai de intrare, restul eliberează terenul? Păi asta o să și cerem. Dacă eliberează terenul, asta. Și garanția pe noi că eliberează terenul. Hai, domnule, că dacă mai știm cu ce marfă nu lucrăm. Da, da. Da. Deci, deocamdată, pe ei interesează asta. Vor să câștigi. Pedagogic. Da, nici nu putem sta așa. Domn primar, doamna secretar, permiteți-mi, vă rog frumos, să vă dau cel puțin din punctul meu de vedere așa. Să ne angajăm un avocat. Da, nu avem voie. Nu știu, păi, își face treaba sau nu? Adică, să ne angajăm pe cineva, nu știu, prin consultanță, prin colaborare, prin contracte, nu știu de care, să ne revenim să ne facem treaba. Că până la urmă, ori acum am ajuns să fim chiar de drăsul. Până acum și-am făcut treaba, deci nu pot să-i... Bune, serios. Deci ne permite să angajăm un avocat în momentul în care este un interes... E un interes? Vis-a-vis de niște bani, dar aici nu văd interesul. Cum, nu avem interes? Bănesc aici? Nu e așa de mare, nu e așa de mare. Deci se descurcă domnișoara consilierului, dar ea trebuie să vadă exact ce nu, vrea. Ideea este de a are libertate să facă ce crede ea, așa întrebare. Da, dar o mai și ajută experiența. Experiență nu are deocamdată. Păi, vedeți, eu aici vreau să ajung. Nu are. Dar nu a făcut notificare aia. Nu știu. Care am văzut ce era cu domnișoara. Da, un avocat cu experiență știe să citească printre rânduri și știe să vadă, să prevadă lucrurile viitor cam ce ar putea să facă și partea cealaltă. Asta înseamnă să fie avocat. Lucrurile sunt relativ simple. Adică trebuie să se elibereze terenul. Adică nu trebuie să trebuie păi da, dar ea dacă spune... Păi asta e întrebarea. O trebuie notificarea aia, ăștia au răspuns la notificare. Și îi dă niște termene legale. Păi da. Dar așa trebuie notificare. Acum ea vine și spune că ne dă... Dă cortul jos, ne dă de alemă înapoi după ce au folosit 7 ani, 8 ani. Și-a făcut treaba. Adică hai să fim serioși, chiar... Bun. Deci mai mult, mai. Asta este. Dacă nu mai vrea să concesioneze, nu ai instrument de sublice. Dar trebuie să elibereze terenul. Sigur, să ne-l las privatizat. Adică nu sunt atât de complicat. Deci, concretenția, dar nu lipsește actul director, ci colectiv. Adică voința să facem ceva. Asta e problema aici la noi. Noi nu avem voință, nu că nu știm cum să facem. Anul ăsta au făcut care cum să demoleze. Programările sunt făcute pentru mine. Au zis pentru la anul. Despre ce vorbim aici? Acest lucru și vreau. Crezi că demolează anul ăsta? Pe mine nu interesează să demoleze. Pe mine nu interesează să vină cu bani la buget. Pentru că noi ne ducem și punem taxe și impozite la niște
oameni necăjiți care au vai de capul lor și lăsăm pe cineva care face nu știu câte sute de mii de euro. Hai să fim serioși acum, știi? Aici nu e o chestie de... Nu ține, eu zic, de consilierul juridic. Ține, dacă vrem, noi să mergem mai departe. Primăria noi, adică... Păi, cine nu vrea? Păi, hai să vedem. Nu am eu calitate să fac. Păi, cine nu vrea? Data trecută și avem și procesul de bani, ați văzut? Trebuie să facem. Care sunt pașii? Nu știu în ce măsură să realizați. Noi vedeți că pentru un act din asta sau pentru o firmă din asta de curte, îți cere atâtea hârtii, ia domnișoara, consilier, că își cere atâtea hârtii, că, deci, pe bune, că de dată chiar face exces de zelă, nu? Păi și tu îi dai autorizație. Cum funcționează femeia aia? Păi pe bune! Pe bune! Nu, dacă noi știm că, dacă noi știm că în acel cadru, în acea locație, există doar un segment autorizat și restul nu este autorizat, deși este pe teritoriul comunei, și noi știm lucrul ăsta, putem să ne autosesizăm, da, ca consilier juridic ce este ea, și să îi pun în vedere, nu-ți dau autorizație, până când nu rezolv și problema respectivă. E foarte simplu, adică se practică lucrul ăsta. Păi nu poți să fii autorizat pe jumătate. Mai ales că e din spațiul nostru. Păi dar acum să dar cum? S-au făcut de prima etapă s-a făcut notificări ca în 15 zile. Să și de pe ce dată a căzut alea acestea de au trecut alea acestea? Au trecut de acum, nu mai contează. Aici are ieșirii în ce mai poate. Au trecut, dar au făcut să acum, următoarea etapă. Bine, 5 ori nu mai fost aici. Da. Da. Deci trebuie de să te gândești. Da. La NAP. La 5 ori. Deci nu o să faci cerere. Deci trebuie să faci cerere. Deci următoarea etapă să faci punct de penal. I-am trimis notificare de putea te ține în orice. Păi asta, altceva nu e alt instrument. Am înțeleg de fapt de ce au venit în coace. De ce au venit în coace la... Doamne, lucrurile ar trebui să fie... Pentru noi cred că sunt destul de clare. Pentru cei care gândim cu capul. Da? Sunt destul de clare. Ar trebui și pentru ea să-i se pună în vedere cum ea ne amenință pe noi. Cum ne-a dat în instanță. Domnule, uite care sunt pașii de aici încolo. Să nu spui că nu ți-am spus. Următorul pas, tot ce vedea, și pasul s-a terminat. Păi nu se poate prea treaba. Adică, și vom face o reevaluare, că există și posibilitatea asta, de ani din urmă, exact, ce afacere ai făcut și îți spune o fără la ceea ce ai făcut. Păi terenul meu. Răspunderea directoare ultimii 5 ani. Păi nu. Păi terenul meu. Păi nu. Și atunci hai să vedem cum discutăm. Pentru că ea acum probabil vizează pe niște chestii, pentru că vizia așa e de 20 și ceva de ani așa e. Ăia nu a nicio treabă, domne, nu. Mă duc și amenic și vedea gata, au făcut pe ei, de frică. Sau mai fac ceva de atragă atenție în altă parte. Dar cum să nu? E distrag. Acum avea drum de servitude. Acum hai să fim serioși. Eu nu cred că exista o altă lege, acum 30 de ani, 20 ceva de ani, pe care tu îți cumpărai o construcție, o proprietate și să n-ai drum de acces. Nu există prea mare. Deci își faci o bucătărie. Nu există! Iar tu, ca și proprietar, să spui că tu ai pierdut în timp actul de servitude, drumul de servitude. Pe drumul de servitude. De cum să faci așa ceva? Păi n-ai număr cadastral, n-ai... Dar până acum venea că el îl prezenta și la cine dar a cum să? Da, adică niște lucruri care sunt cam... Nu, e în afară de 2950 care au cumpărat atunci în 97, nu mi-a costat. Să nu spună că n-am putut funcționa din cauza drumului de servitude. Bine, și-au avut foarte bine. Deci te amenință tot, ea. Păi nu mi-a dat drum de acces și n-am putut bucura timpul ăsta. Păi poți să spun că n-am putut să dați, pentru că să ieși gătit. Ne-a celui discurs. Dar asta nu l-a făcut și știi. Păi da, asta ne trebuie. Nu l-a făcut să ne facă de ea. O să plătim ori, tot nu e ori. Da. Pe noi, dar față, exact. Nu, dacă câștigi, plătești ea. Da.
Este și chiar el de nu, dar deci faci și negociezi și faci ce păi da, și nu deja. Ca să încercăm să recuperăm de la secretar. Nu știu ce nu discutați cu data lucrurile astea. Să încercați să discutăm acum, domnișoara vorbește cu domnul David. Nu, și atunci am facem notificarea. O fac notificarea, nu avem răspuns. Deci așa o rămas de data trecută. Ca să încercați să rezolvați până dacă este domeniul tău. Spune, sunt niște lucruri care le puteți stăpâni voi, mai bine. Noi putem să le pun idei, să le puneți voi după aia pe hârtie și să le prezentați în instanță. Că așa, vorbele astea nu au nicio valoare fără să fie puse la asta. Săptămâna viitoare să vin spre ce avem de chestia asta, să vedem. Adică, pe noi, ca și instituții, ca și localitate, ne... Cum să spun eu, poate joar. Mă deranjează lipsa de respect, așa, păi, nu se poate, adică noi nu suntem chiar așa. Și știm destul de bine, da. Din presă, nu din altceva, că eu n-am de unde să știu, din presă ce sunt și ce au făcut în viața lor. Atât. Eu n-am de unde să știu din altă parte. Eu știu doar din presă. Și din promisiunile care mi s-au pus că vor face, vor merge și nu știu ce. Bun, și atunci noi ce facem? Și cum eu păcălei pe foștii conducători ai noștri cu sume fabuloase, da? Puteți să mai bătuiți și de suma aia păi care... Păi dacă aveau și în fața anului, de ce mai făcut concesiunii? Eu asta i-am zis. Păi dacă susțineți că ați avut și în fața anului și drum de acces, de ce ați mai cerut concesiunii? Păi că s-au lătăcit, că s-au lătăcit. Aveți, doamnă, orice. Povestea domnului copii, da. Dinainte de răscoală din 1907 se găsesc acte. La arhivă. Deci ce să mai putea a fost rău să-și pregăsesc? Au făcut adresă și la, acum am amintit, și la Camera Notarilor Publici, și la arhive, să găsească actul inițial. De la loc, la văzură? Dacă există, s-a eu cred că vine de la sfârșitul anului viitor acolo, ca să-și termine contractul. Cam așa de aia. Nu trebuie să vreau să mă numai el. Nu, haide să plăcăm un pic accelerația pe chestia asta, că e păcat. Uite, tot o terenă de prin altul. Te încivertează, așa au trecut câți ani? 10 ani? Câți au trecut de când nu plătești? Dar ori un prefect nu plătește din 91. Nu, de cam din 94. Ori nu se fusese la un punct când ne-am oprit și atunci tot e un blocat cu acel proces. Făcuse pentru concesiunile s-ar fi câți ani de zile, făcuse pe amamărea, tot o să o cerți depinde de noi. Cortul ăia care îți demontează. Cortul nu poate demonta și nici nu putem nici noi să fim. Adică, domnule, demontează. Lasă-mă acolo, dacă tot al concesiunii fost treaba, mie plătește ce e de plătit la primul rând. Tu fost treaba în continuare. Am eu vreun interes să mute, să mute cortul, să cheltui bani, pe buie. Da, așa nicio treabă. Și legea trebuie văzută în... deci omul vine și depune cerere de concesiune, da? Nu se demontează. Nu, nu, nu există. E totdeauna acolo. E totdeauna. Bun, și atunci faci cu bucătăria. Demontează bucătăria? Păi hai să fim serios. Aici este exagerare. Păi nu. Părerea mea. Acolo a fost centrală înainte. S-a transformat în bucătărie. Nu contează. E bucătărie. E construcție. Aia ce faci? O demontează? Măi, fă-ți actele, pune totul, lasă-l acolo și fă-ți treaba. Cine a de răspuns, măi? Păi spune, dar cine a făcut drumul ăla acolo? Dom'le, drumul ăla acolo care este în discuții cu cine ADN-ul, e din 72, de când i-am făcut. Dar cum? O seamă cum e, se spune acum. Da, l-am făcut eu, domnule. Eu i-am dat autorizația de construire. Deci ceva... Hai, sunt desimțiți ăștia. Să fim serioși. Păi ce vrei, vor să dărâme construcții? Ce să facă? Eu nu mai spune, vreau turistice. De ce spune la cine de ce cum o să rezolvăm? Deci eu am fost, am depus documentația pentru, mă rog, ca să fi verificat. Nici am ieșit din Iași. Deja mă sunați că nu-i complet, că nu o să arată. Când am timp să-l verifice? Da. O și verifică. Deci nu e să poate. Adică de acum trece pe partea altă. Ultima oară când a da. Deci nici am plecat din Iași, ne-au blocat acolo, nu te-a zis. Și nu, domnul, să vezi că, de fapt, încă nu-i complet, nu știu ce, dar când a avut timp, avea un CD acolo, avea o documentație groasă. Și până la urmă v-ați întors să vedeți de ce vorba sau s-au lăsat așa? Păi nu, aici am vorbit cu proiectantul la Sfânta Pavloc, să iei detalii, mai în măsură de mesură, la fiecare își face. Și a vorbit, ați luat legătura, au mai vorbit, ca să nu... Da, să nu dea după aia, că domnul a fost dosarul complet și mai durează încă jumătate de an. Că trebuie să le pună o lătie. Așa se întâmplă la mine. Dacă mă sunat, nu a zis că ne-am dat, domnul, au avut timp să uitat ăsta cu cear de la părinte și s-a uitat. 10 minute, un sfert de ori.
Poate au devenit mai pragmatici, mai rapizi, mai, da, s-au tipit mai de noi. Mai eficienți. Da. Sigur, dar așa te foi transcrivesc, trebuie distribuit cerea prin ele, nu? Uita mai dosar. Da. Sunt cărți, sunt o gramat de chestii care am devenit, n-am văzut chiar. Da. Da. Da, mă rog, asta e, da. Ce am ajuns la aceasta? Nu soar, dar nu e bun. Încercați să rezolvați problema, ca să fie treaba ok. Pentru că, până la urmă, oamenii, puteți să faceți și plângere penală, puteți să faceți și orice ajungă în instanță. Asta e următorul pas. Ar trebui să îi se pună în vedere și căile noastre. Ca să știe, să înțeleagă, domnule, stai un pic, că noi chiar nu suntem mai nimeni. Știm și noi cam ce avem de făcut, nu? Noi n-am știut, nu știu. Dar asta cu demolatul, cu asta, pe asta nu ne interesează să demoleze, să mute. Asta să facă business-ul acolo, să ne plătească, nu, ce te plătească. Și gata. Știu, dacă când faci plângere, trebuie... Păi când faci plângere, gata, deja ai intrat pe altă tare, nu mai poți. Păi n-ai cum. Nu mai putem noi după aia să o rezolvăm. Cum? Ai dat când tu ceri să se demoleze și tu te duci și spui că e demolat, că porul nu e demolat? Cum ar? Nu mai pot. Acum, eu cred că acum, la ora actuală, cum stau lucrurile, cred că s-ar putea să se rămână și construcțiile acolo și să... Păi nu mai pot, nu mai pot. Dar nici nu vor să le ridice. Hai să fim serioși. Păi așa cum. Hai, e joacă tare. Joacă tare. Ar avea nevoie, dar nu din tot terenul. I-am zis, folosiți acolo un hectar, un hectar, trebuie să concesionați. Și așa din urmă. Păi așa trebuie. Dom'le, tu nu poți să-ți iei doar bucățica, parcela care îți convine ție. Noi avem un întreg. Acolo, oricum ce se vezi. Trebuie să faci tot. Erau făcute, adică tot era pregătit. Pe porțiuni, pe tot. Ce să-i facă? Dar, din urmă, singura soluție ca să putem încerca să recuperăm este calea instanței. Dar nu mai trebuie de instanță acum. Pe ultimii trei ani. Mai știu atestele la viză, abia am primit-o astăzi. Ultimii trei ani numai pe bucata de servitude. Pe bucata care e recunosc acolo că o folosesc de ani de zile. Dar eu am avut contract de concesiune. E recunosc ce? Că nu folosesc? Nu că folosesc. A, așa, plângerea lor. Chestia a avut mult mai mult, era în spate, până la... Era un post de transformare, era până în jos, era pădurea mare. Dar e destul de... Mai am ales de la Soma, în care se spune că se deschide celul la 2. Am văzut la televizor sau nu știu pe unde. Aici trebuie să vedem, o să fac o Soma... Da, așa jos pătim noi la Adis. De-abia am venit să spun pe adică să rămână tot Soma? Da, deocamdată și să depună la depozitul 2, sau cum se numește, celul la 2 a depozitului. Nu, deci nu vom mai plăti la Soma, da, vom plăti la Adis. Da, și ei plătesc transportul. E ok, e așa. Și el nu doar cu transportul. Da, se modifică prețurile sau ce? Bă, dar aici nu știu cât era tona, e 24 de lei tona fără TVA. Nu știu cât era până acum, nu mai țin minte, chiar totul undeva. Hai să iubă să. Da, nu știu. Dar nu, din taxe. Păi nu, dar cât plăteam pe o mașină noi? Cât era la mașină? Tot la, dar nu, cât plăteam pe o mașină? Plăteam la tonă. Venea tonă. A, nu știu, dar cu tonă. Venea facturat când desfășurată cu mașină. Șoferul, notiță, tot și... Da. Dar am colaborat bine. Nu știu cum o să fie cu viitoarea firmă, dar aici, dacă îi sunam și duminica, veneau. Adică aveam o... Acum trebuie să suni... În altă parte. Telefonul fără firmă. Da. La robot. Partea proastă că așa este, la Soma, că nu au mașini mici. Drumurile înguste, ăsta e dezavantaj. În schimb, mai plecau șoferii, că și aici, mai sunam pe marge, în finalice. Doamne, uite că ai călătorit înapoi, deci puteam undeva să... Păi asta, să rezolve probleme. Asta e cea mai dură situație. Nu știu unde să sunăm, cum o să dăm, deocamdată, cu asta. Da. Dacă mai sunt lor de cuvânt la... La diverse? Da, sunt la diverse acum. Aș vrea doar să vă întreb în ce stadiu ați fi cu sala de dans. Dacă se mai autorizează sau nu se mai autorizează sala. Deci avem documentația în lucru. Urmând să depună documentația la ISU pentru aviz. Și de la ISU se vină soluția și e făcut. Sunt mulți în comună care sunt... Nu-și permit, da, nu-și permit să plătească la restaurant în mediu. Chiar am avut și eu, cu vreo 3 discuții. Și noi zic, dom'le, am venit de la țară, îmi plătesc 200 de lei, 150 de lei. Cum să plătesc un meniu de 200 și ceva de lei? N-am cum. Dar n-am unde să mă duc. Și că dacă ar face acolo, de ce nu se face, de ce nu se face? Nu
știu, zic să vedem ce... Deci la nici la școală nu este gata proiectul. Ce să-i fac? Este un singur care a luat, cred că, mai multe cum. Da. Altă chestie, eu am chemat de la pompier, am făcut adresă. Da. Să vin la fața locului, a fost un capitan, nu-ți fac, de aici este bugetul meu, în care mi-a spus ce te-ai făcut. În topirea lui dosar, nu am început să spun, trebuie verificat instalația electrică, trebuie schimbat ușa, trebuie mai multe chestii. Iar noi avem 1000 de metri pătrați, dacă era primăria din Măgro, o terminam într-o săptămână. Dar avem 1000 de metri pătrați la socul. Instalația asta, care e gantică, din primea lui. Vorbim de sala mare. Toată primărie. Păi nu, dar... Avem de schimbat ușa la sala de dansă, zic, din interior, revidarea care se împing pe multe chestii. Nu e chiar așa de... O să fie o șantieră întreagă aici. Și 7 milioane, mi-am dat indicat 300 de milioane, nume propriu. Deci gândiți-vă că nici nu-mi convine să stai... Dom'le, dar au s-au dat ordine ca să se pună un afiș, că nu au de nou autorizat. Să facem ce vrem, mă. Și 2500 de ani. Păi da, și atunci... De 5000 cu... E un ordine de-a lor, dar de pompier. București e plin de fără autorizații. Da. Păi și să puneți noi la afiș acolo frumos, o bene mare, că n-ai să auzi ce se întâmplă. Sănătate. Ne trebuie să ne vedem și la așa ai noștri. Noi am cumpărat bănci, am crezut ce ne-am cumpărat. Păi tocmai, stă sala aia acolo și lumea are... Păcate lume, că n-au unde, domne, n-au, serios dacă... Haideți să încălcăm, să trecem noi peste asta și să vedem drumul, domne, să vedem numai oamenii să-și facă. Vine luna viitoare, iulie, august. Că vine sâmbătă noaptea, duminică, să vină cineva să te prindă, să... Bine, e riscul. Acolo riscul este doar în cazul în care se întâmplă ceva. Doamne, ferește, da. Se întâmplă ceva sau un rău făcător, de care să... Da. Eu vă spun și cu aia de arte, noi mai vedem aici ce se întâmplă. Deci, credeți-mă, nu e chiar așa simplu. Stai acasă, știi, să ajungi pe un telefon, s-a întâmplat nu știu ce. Credeți că am fost la geam ora multe. Trebuie de făcut, că sunt oameni care nu au... Lumea se plânge din sat. Lumea se plânge din sat. Nu, nu ai personal, că sunt unul. Dar cum? Hai să spunem, nu puteți face nimic, chiar să stau saloanele alea, amândouă sălile. Până la prima dată, am băgat în 2000, nu vreau să vină. Erau un an, erau mici. Da, praznicul unde se fac? Nu se fac, nu tot aici se făcea praznicul. Se mai dăm drumul în spate, sala. Dar aia durează o oră, că durează. Două, trei ore, da. Nu există timp. Că durează o oră sau o zi. Da, durează un minut, dar vedeți, o prins acolo, asta e. Tot pasibil de amendă ești, dacă e să o luăm așa. Până la urmă, oameni zice ce vreau, că instalația electrică se poate face și pe din afară. Da, acum la se poate face pozat. Dar nu mi-a spus, ca să schimb instalația. Trebuie o firmă care să o verifice. Da, exact. Sigur, și atunci trebuie... Dacă e nevoie, trebuie ușa aia. Trebuie să fim în norme și... Trebuie să căutați o firmă care să vă facă toate lucrările astea. Ușile care se cer, ca să aia acestui evacuarea în caz. Dar cum? Trebuie deschise ușile în exterior. Nu trebuie uși de nu știu care. Este că ușile se deschide în exterior. Așa nu trebuie să atingem ușa asta. Dar nu trebuie atingem ușa acolo. Nu ai nevoie. Vor să ceară. E cel multe tare, nu se poate încadra în ce ușa în incendiu, nu stai că nu dormi acolo, hai să fim serioși, omul totdeauna e trează acolo. Adică, Doamne, frate, ceva ies afară. Plus de asta are cale de evacuare foarte mare pentru ce este acolo. Nu se face foc. Dar cum să nu? Hai să fim serioși, noi... Tot ce este acolo e material de combustibil, ce arde betonul sau peretele de beton. De la pompier e 500 de metri, am înțeles acum. De la 200 de metri în sus. Îți trebuie autorizație și până la 200 de metri aviz. Un aviz de la pompier. Lor le trebuie autorizați. V-ați avem 1000 de metri pătrați, azi ceva de jumătate, cam mai 500 de metri. Dar, atenție, că și aici este o altă discuție cu pompierii. Dacă sunt până în 200 de oameni, atunci trebuie aviz, iar dacă sunt peste 200 de oameni, atunci trebuie autorizație. Chiar dacă ai spațiu mai mare. Adică prin proiect se va specifica, tot la mine boli la 200 de oameni. La 195. Erau peste mai mulți. 200 de oameni se acceptă plus minus 10%. Adică până în 220. Și cum poate să ridice pompieri când ai da, pompieri să nu merg. Nu, deci dacă mergem pe criteriul ăsta, domnule, cu partea în urmă, nu trebuie să-l faci. Ia banii, ia banii. Câte mese sunt? Cât sunt capra mă? S-a tăți ori atât? E că nu spune mâine așa. Formulat peste. Da, băi, cu totul. La masă ai 10 persoane și sunt numai 4 la masă. În seara asta. Îți gras și vin, o să întâmplă la viitoare, devin 12 la masă. Dar pot gândi așa, nu o să rezolvă nicio.
niciodată. Niciodată. Numai că trebuie să ne gândim și la cetățeni. Că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți clienți care și-ar trebui să facă o nuntă. Dar să nu se împovăreze, gândiți-vă că ei se împovărează de mulți ani la restaurant. Și la praznice nu mai spun, acolo, domnule, acolo e comandă, pe bune. Care să vă spun cât era la nuntă înainte? 500 de lei cât era? 500. Facem 1500, poftim. Nu. 700 de lei. 1500 faceți. Și vă spun eu, că vrea omul cu 1500 de lei, decât să ajungă la restaurant, vrea 200 de milioane. E bune acolo. Serios acolo. Pentru că pe el mai poți să are vinul de acasă, tai un pot, mai tai are găini, are nu știu ce aia, bă. Cu 500 de lei a făcut nuntă, pe 100 și ceva. Trebuie să cum distragite și să se încheie. Că asta e, da? Trebuie să fim corecți, trebuie să ne gândim și la marea masă, nu numai la binele nostru. Că, na, dacă ar fi ca să gândesc mai în contextul meu, nu, domne, nu dați drumul acolo, lăsați să facă. Păi să ne devenim acolo, că stau cu eu și stau degeaba, am auzit foarte clar la copii. Domnule, dacă vine cineva și cântă pe scenă, stau copii, mă arată, poate să vină. Dacă deja e nuntă sau de-asta, ia alimentație publică. Păi trebuie alimentație, așa spune problema. Dar este, într-adevăr, alimentație publică. Sigur că dacă se crește mâncare, omul stă acolo, da, dar așa este. Dar există și varianta până în 25 de oameni. Pentru aviz. Pentru aviz. Și da, să ne interesăm la nici noi știi chiar pe toate. Că, acum v-am zis, suntem la și la... Aveți o firmă care să vă facă autorizație, documentați pentru obținere autorizație? Ați luat? Am luat și noi și o școală. Dar să mergem în paralel. Ce firmă aveți? Eu știu pe el, cu Coline, cu Colac, dar mai mult. Cum? Colac. Colac? Da. Da, dar asta a fost la primăria Bacău, a fost pe cușet. Cu Colac. Pe vreme, Colac, da. Deci nu trebuie să hărțirii cu toți de senat. Urma să vină documentația în serie care trebuia de pus la aici. Dar probabil să mergi mai rău, că fiind mai puțin de domeniu, cu verificator pe la Iași. Da. Deci nu-i... Nu-i străin. Mai ales că să suntem în atenție. Am fost o discuție cu bulbe excavator, cu alea nu, să nu mergi, de totul greu, măi, ce să-i fac? Îi pisea. Este verificări la APIA, la partea la... Și la APIA. Că ține PSA? Eu totuși n-am înțeles, nu știu ce e PSA. N-avem niște termene la SEAP-ul ăsta, sau la orice. Eu știu că îi se încadrează. De exemplu, cum e la proiectare pentru asfaltare. Vreau 53 de zile, după aia termenul e contestat și toate alea. N-am făcut termenul ăla. Eu cred că, sincer să fiu, am ajuns la o... mare greșeală, în sensul că nu ne-am cumpărat cu banii noștri. Că noi am avut banii puși pentru acest utilaj. Din câte știu eu. Aprobat în consiliu. O să-l plătim noi. Am trecut de la una la alta, nu mai recuperăm nimic, domnule. Lasă-mă, bă, la eu trebuie să încep o afacere, da? Stau după Uniunea Europeană 7 ani ca să încep eu o afacere? Nu mai trebuie banii tăi, eu în anii ăștia mi-am recuperat și banii, mi-am făcut și treaba, am făcut curățenii și ordine în comună. Păi asta ne interesează, când am avut banii puși noi acolo, odată cu 100 de milioane sau... Piorul, iar, păi dar lasă dracului să ne dea ăștia bulbe salători în 50 de ani. Întrebarea este acum, domnul Valentin, domnul primar, dacă se mai poate face să cumpărăm noi cu banii noștri. Odată ce ai început procedurile, asta e problema. Se trebuie să fie eu la... Dar n-ai ce face. Asta să ne fie învățarea din mic de deci. Nu mai trebuie să mergi cu nimica pe mâinile lor. Nu ești obligat. Nu poți. Sunt niște... Sunt lucruri care sunt necesare să ne faci. Că-ți învățare am de împărat în altă parte cu banii lor, dar... Tot a fost Am pus bani. Nu, doar pe ești acum prins în proiect, nu mai poți să mai schimbi acum. Păi dar cum să nu ai cum? De exemplu, cu caramelizarea.
Suntem friși la post, nu mai poți să faci nimic. Asta este. Cine știa acum 2 ani de zile, la, cât, la cum porniseră investițiile astea, cine știa că o să dureze 2 ani și ceva, 3 ani și tot o să se rezolve nimic. Dacă noi atunci am fi pus din bugetul local și am fi cumpărat și alții ar fi luat prin fonduri, iar cădeam ca proști. Uite bă, voi să fiți banii foști, bă, și n-ați fost la chestia bună. Nu, nici nu eram mediu prăduță la cap. Asta e vorbe. Sincer, lucrurile sunt atât de... Da, nu știu, da. Primării unde s-au luat, tot fel de utilaje. Dar funcționează de ani de zile. Dar noi am plecat primul gal greșit. Prost o mers. Prost, dar am făcut parte. O luat un senat, un deputat, o luat din toată, toate județele, din toate localitățile astea, s-au luat 100 și ceva de milioane de euro și au cumpărat FNC-ul. Și doamne, dar știi cu toți treaba asta. Și după imediat s-au desfințat galul. Și nu? Asta a fost interes. Păi dacă nu s-a luat, asta a fost. Trebuia să fie numărul de comune. S-a mutat sediu. S-a retras o comună. De acolo am plecat la Măgeni. Măgeniu și-a făcut ce și-a făcut. După aia am plecat și din Măgeniu și am dus tocmai la Gărleni. Hai să fim serioși, ce sunt mai, chiar suntem... Dar și Măgeniu, tot e bun. Dar ce mai e Măgeniu? Aici a fost o hotărâre de comun acord. La fiecare 6 luni o să avem și noi ocazia să avem ședințele și la lui Zicălu. Hai seama, o să fie o onoare mare. Doamne, în semn de protest nici nu-i primim. Eu am fost o singură dată, dacă nu mă înșel la o ședință, și am văzut că este... Deci, frecții la picior de lemn. Adică, hai să ajungem acolo, să semnăm procesul verbal. Că s-a întrunit ședința, s-a făcut forum, dar după aceea, membrii care sunt plătiți, să-și spună și salaria. Sincer, să văd ce să mă duc acolo. Tot mă invită, dar ce să fac eu acolo? Sunt perfect de acolo dumneavoastră. Și eu am fost o singură dată și m-am lămurit de degeaba. Dar dacă reușim să luăm cu 2 excavatori prin galul ăsta, merită. Da, există un dată să-i vorbăm mai de timp. Nu, cum merg lucrurile s-ar putea să fie la urmă. Este la apel la Iași, este verificat, o să vină rezoluția. Ce să-i fac? Ce să mă duc? Aici depinde foarte mult un gard din ăsta, un grup din ăsta local de acțiune, cum e denumit el, depinde foarte mult cu ce firme de consultanță lucrează. Și acele firme cât sunt interesate ele să obțină fondul. Că nu gard în sine, nu niște primari și niște membri, cum suntem noi. Aveți dreptate. Asta este. Dorit, nici măcar documentele nu ni le-au pus la dispoziție. Iar vedeți dumneavoastră, iar revin la în urmă. Înainte cu 3 ofertași de alea 3 hărtiuțe. Făceai asta și se făceau toate. Care cine mai... Acum trebuie să ne pui hărți. Păi da, și firmele astea de consultanță sunt direct interesate să tergiverseze, pentru că ei își iau banii, aici e toată chestia. Da, indiferent, de nu sau nu, ei își iau salată, își iau bani. Sunt mulți care se reconsilie. Că se mai făcea balastare cu Dirigiu Șantier. Da. Se ducea balastare pe noapte. Se ducea sus în deal balastru, noaptea ploua, căra la vale, după aia lucra înapoi și se taxa. Că s-au făcut balastare. Din nou. Ce să mai... Nici așa nu era bine. Ok, foarte corect. Nu era bine. Nu era. Da. Nici așa. Acum mai facem balasul ceva comun? Urmează. Deci, haideți să-l lasă, văzut cât am creat înapoi. Noi avem balasul comună din Gârii. Păi nu, dar înțeles că se vor face și balasul și o să le mai facem, dar am luat din părere, să ducem înapoi pe dealul. Că asta e practic. Ăsta-i traseu. Păi vine natural la vale și urcă mecanizat. Ce ți-am aminte prin 2008, când aduceam și unul și altul, trebuia să iasă unii cu rovețe prin Corhana ca să-l iei departe. Când nu spui viața și așa. Cât am cărat pe anul și anul trecut și acum 2 ani. Cu asfaltarea ce se mai aude? Cum e cu proiectul? Cu lucrurile? Este lucru. Deci aici... E perfect. Păi dar... Deci puteți să mă întrebați pe doamnele de la Cuțidea mea, aici se ocupă toată fiecare zi. Deci cu toate... Decât să facem, până la urmă, se poate o cosmetizare așa, în comună cu... Mai ales când o să facem. Așa, ușor. Dacă tot o să vină asfaltare și... Asta vreau să rezolvăm și cu asfaltul, cu reparare. Și cu drumul de stat. Aici să vezi să... Dar nu mai merge și dau un telefon, trebuie să-mi un da. Nimeni nu mai vine fără contract în primul rând. Iar contractul trebuie luat de BSA, trebuie luat... Asta este regulit. Îi place, bine, nici pe lumea prea, dar... E de doar. E clar că sunt niște reguli care trebuie să... Nu, dacă așa e frumos, e când dai explicații, credeți-mă.
Bine, am înțeles, dar și se apă ăsta, deci 30 de zile sau 40 de zile se încadrează până într-o sumă, după aia 60 de zile vine altul, sunt chestii care ar putea să ajungi... Asfaltare, într-adevăr, aici, dar cine a știut că o să numără proiectul? Acum s-au modificat, s-au schimbat. S-au schimbat, lucrează, avem expert cooptat. Foarte bine. Ce zic fac? Dar astea sunt trei proiecte. Cine a venit nou preluat unde a noi n-am avut loc cura trecută că am avut contestații. Pentru că nu avea ce să conteste. Practic, nu poți să făcut prea... Dar nu, că nu mai este cu contestația acum. Nu? Nu mai, păi dar nu, s-a schimbat legea. Dar toți în același termen. Da, este o... Da, s-a schimbat legea. S-a schimbat ministrul dezvoltării. Faci contestații, depui 10% din suma care... Oe? Da, că trebuie. Nu contești așa cu ieșire. Da, pus de contestat. Păi da. Vrei să contești? De pui bani. Nu știu și fiu cum nu se recta pe pentru că depui eu într-o garsonieră, are serviciu social și nici măcar garanții în parte. Participă la licitație, că vrei nu cotizează băieții pe acolo, pe acolo și li se oferă lucrări. Asta până la urmă, dacă tot discutăm de licitație asta, de drumuri, ăla în câmp ce vrea să facă? Că nu înțeleg. Cum o să-și ia el autorizația de la aviz de la CNADR, ca să văd au făcut până în drum ce a făcut... Ieșire de drum. Deci am oprit până fiind extrabilat, până nu și-a autorizat, ce n-are ce să mai cotire. Dar el lucrează. El lucrează. Poate copernează și lucrează. Sau cu șanță. Da, el lucrează. Sau cu șanță vă spun de ce. Eu am fost acolo, l-am chemat la primării, că-s doi asociați. Vor să-și pună gardul tuia, de asta din tuia. Tragă apa pentru... A, vrea să-și facă perimetrul da, cu da, gard viu. Cu gard viu, da. Da, așa e că nu ne trebuie. Acum ar fi o chestie, s-ar crea un precedent. Să meargă el la avizate. Să le dea. Să le dea aviz. Și noi să nu le reformăm. Păi pe undeva ar fi o chestie așa. Du-te, mă, ia-ți aviz. După aia noi mergem, o fi, uite avizul vostru. Adică cum... Eu cum am luat acolo de la distanță, așa. Nu m-am dus foarte la. Acolo se parcelează. Da, s-o parcelează. Se parcelează. Nu se parcelează, nu se face se vinde, se vinde pe parcele, nu-l interesează pe el ce să facă următorul. Nu, 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 locuri de casă. Se pune un păr. Asta tot cum am luat. Îl am luat ceva ce să facă până la urmă. Da, poate să spună orice. Dar nu trebuie să fie autorizare? Îți trebuie autorizare, pentru că te învecinezi cu drumurile naționale. S-a depus o documentație, dar încă nu s-au împlinit 45 de zile ca să punem pe ordinea de zi, pentru un complex de locuințe, dar e denumit prost proiectul, că a venit să trim proprietarul și m-am lămurit. De fapt, vrea doar să lotizeze în vederea construirii, dar el vrea să vândă după aia loturile, ca și teren, deci nu se construiască. Din proiect trăieșea că vrea să construiască. Este în apropierea fermei de găini al lui S.C. Otra, așa, și în cauza asta e o problemă, pentru că e un perimetru de protecție. Pentru fermă. Pentru, da, da. De la fermă, acum S.C. Otra s-au extins și ei, sunt în procedură de autorizare, și e o mică, mare problemă. Noi punem pe ordinea de zi, pentru că respectivul proprietar a făcut cerere să vină la ședință. Și a zis, puteți veni la ședință, nu e nicio problemă. Din punctul ăsta de vedere, să susțină punctul de vedere. A zis, nu de ce susține, nu am spus de specialist. Hârtiile vorbesc. Dar e o problemă. Care ar fi? E vorba de vreo 6.000 de metri pătrați, care s-ar adăuga la pugul nostru propus prin documentație. Și i-am spus domnului Deciu, el nu este acum în Consiliul Medical, să fac adresă la Consiliul Județean, să vedem dacă cei 6.000 de metri pătrați pe care îi adăugăm la propunerea noastră de pug încurcă sau nu documentația pentru care noi deja ne-am pronunțat în primă fază prin hotărâre de Consiliul Local. Pentru că legea este foarte clară. În momentul în care ești în procedură de avizare PUC, vis-a-vis de suprafața respectivă, 3 ani de zile nu ai voie să intervii. Chiar dacă e vorba de 300 de metri pătrați, de 6.000 de un hectar, de cât o fi, da?
Cei cărora le-am dat avizul pentru PUC erau un intrabilar, era altă speță, altă problemă. Ei, în momentul în care i-am zis domnului, el a atras concluzia că n-am vrea să-i dăm, pentru că nu are nimic, nimeni nimic cu dumneata. Problema e să vedem dacă e conform legii sau nu e conform legii. Și am spus domnului Dedu să fac adresă la Consiliul Județean să vedem ce răspuns primim de acolo. Deși, în momentul în care noi am dat avizul, am condiționat lucrul ăsta. Nu ne-au băgat în seamă cei care au văzut de seamă, nu știu de ce. O să vedem. Dacă cei care au văzut de seamă răspund că nu deranjează cu nimic și putem să le dăm avizul, nu avem de ce să nu le dăm, la urma urmă. Dar să vedem ce răspuns primim de la ei. Oricum, conform legii 50, legii 350, trebuie să stea documentația afișată 45 de zile. Deci încă suntem în termenul acesta de 40 de zile. După aia o să punem filul de amnezi. Sperăm ca până atunci să vină și adresa de la Consiliul Județean. Dacă ori vrea să ne răspundă, că toată lumea dă sfaturi telefonic. Nu scris, dar așa, de vorba de scris, nu-și asumă nimeni răspunderea. Da. Doamna secretară, dar vorbim de acest aviz pe care îl cere nou. Da. Acel proprietar, da? Cu alte cuvinte, ca să înțelegem, el dorește să-l introducem în PUG-ul și în proiectul nostru. Intravilan, da? Ca lui să-i se transforme terenul din extravilan în intravilan. Da? Adică, cu alte cuvinte, el să aibă un teren bun de construcții, da, făcut pe cheltuiala primăriei. Da. Și pe cheltuiala noastră. Acolo își fac ei. Stați un pic. Uzul și face el. Își face el uzul. Da, nu e interesat. Nu, nu, general, nu impună nicio cheltuială din partea noastră. E treaba lor. Să nu ne încurci numai documentația. Dacă, acum vine alte chestiune, dacă pe noi ne încurcă, ci să reluăm noi toată documentația, este expusă varianta. Asta e listul. Am zis, domnule, nu putem pentru 6 mm pătate de medare să luăm noi de la capăt. Asta e listul, de fapt. Nu, nu, nu. După și 100 de hectare, s-ar putea pe alte. Când te vășim. Păi da. Mai mult decât atât ce facem. Iar alte hotărâri din Consiliul Local, iar la Consiliul Județean, iar primit înapoi, iar... Termene, păi ce termene. Da, adică îi ocupă niște cheltuieli, în plus. Și timp. Timpul. Timpul, păi dar timpul. Timpul. Da, deci, cum să vedem la momentul respectiv? Fiecare să-și facă și altă cale pentru a-și rezolva el problema are exista? Nu are exista. Acum nu. Trebuie să aștepte. Așa. Să avem noi PUC. Așa. Și după aia, și nu știu. Să aștepte să avem întregul câmp. Problema e să avem noi întâi. Să nu știm noi când o să căpătăm. Mai e o problemă dacă zice că face lângă oră. Acolo e o problemă de mediu. Deci a rezolvat problema asta. A rezolvat. Cu studiu, eu chiar am să mă uit pe el. Așa, pentru cultura mea generală să văd. Se pare că a făcut un specialist de la Iași și că acel specialist i-a dat soluția că nu-l afectează. Da, nu e nevoie. Este acolo și un ventilator care filtrează aerul, mă rog. Eu nu ne-am spus sau nu neapoastră, ci cel care cumpără. Lucrurile astea s-au mai întâmplat și în alte localități. Că s-a luat un aviz de la o firmă anume, care el spune că, din punctul lui de vedere, este în parametri și el și-a luat mâinile de pe situația respectivă și după aceea a venit valul de apă, a venit val de miros, a venit ba nu știu ce și după aceea îl deranjăm pe cel care de ani de zile e odra acolo, care are o afacere și om a investit, dacă tot discutăm de investiții. Adică eu nu pot să mă duc să spun ție, ia-ți acum afacerea ta de căin, mută-te că vine el să pună șase afacere de teren. S-a întâmplat la un dar... Deci adică trebuie să o luăm, să-i se aducă la cunoștință și el să-și ia aviz. Chiar am pus în avizul nostru. Să-și ia aviz de la mine. Am condiționat lucrul ăsta. Așa, Mihai ne-a spus că i-a fost la ședință. Ne-a spus, zice, să știți că au venit cu un proiect făcut de cineva de la Iași, că nu e nicio problemă, că puse nu știu ce ventilator, că... Hai să fie. Și că cel care se cumpără, fiind de bună credință, îi se va aduce la cunoștință că acolo, la apropiere, este fermă. Da. Acum o să vedem. Deocamdată nu poate să facă nimic. Dar Dumnezeu să nu se întâmple lucrul ăsta, dar să nu fie și reversul,
să fii peste 7-8 ani aici, în Consiliu, și să vină reclamații din partea locatarilor de acolo. Domne, nu-i mai dați autorizații de funcționare lor, acum nu putem să respirăm noaptea sau dimineața. Dacă țineți minte, când era, și el și acum doar acolo la abator, câteodată vine mirosul la cău. Dar cum? De la abator. Dar cum? Deci mi-e greu să cred, dincolo de hârtia aia care i-o dat-o de la Iași, domnul ăla, că n-ar fi nicio. Mi-e greu să cred că chiar nu o să miroase. Cum să zic? Greu să cred. Asta că pe tehnologia nu avansează. Hai să fim serioși. Vedere cu filtrul de corect. Toată mizeria ce e acolo, au crescut copaci, au crescut vegetație. Avem o mică delta, practic, acolo nu am alimentat. Poate o să vină cu alimentație și nu trebuie să ne că poate dacă se vine alimentație, poate vine alimentație, că toată apa face pe lătul. Și atunci canalul ăsta s-a făcut practic degeaba. La persoanele astea care se dau la primărie să dea izire, nu avem. Erau bine, noi avem obligația de a curăța marmurile. Vedeți că am curățat marurile, în bagnă, toată mizeria, nu știu de acolo. Acum așa acolo, pe cine să mai punem? Că doar mai trebuie să noi să mai facem, nu numai să vină cineva să ne facă. Asta, deci mai apeloați, interveniți la Coșa, și la Coșa, civic, să iasă lumea, să mai dea cu... Să mai dea cu opinia cumva, în fața casei. Hai să nu uităm cum vă spune aici. Deci noi am avut, deci m-am trei controlat de la care de mediu anul ăsta. Am avansat. Tot ceea ce ne-au spus, tot ceea ce ne-au spus să faci, noi am făcut. Adică, mă, arunc toate reacțiile, s-au curățat. Știți care e situația? Deci timp nu mai este. Exact mai sunt două luni de zile. Două luni, până pe data de 15 august. Iar ca să facem ceva, în primul rând, de primul an când se face ceva organizat, nu putem să ne facem de răzis. Trebuie să discutăm și să aducem și niște persoane care, cu adevărat, să reprezinte comuna asta. În 2014, totul, sau 2013, ultima dată, tot nu-i de făcut. Chiar dacă nu. Nu, dar trebuie de făcut ceva ca lumea, dacă să se creeze după aceea un festival din ăsta al comunii. Care să fie, să se țină fiecare. Păi sigur că da, sunt atâția care vin acasă din străinătate și ar fi, așa, poate... identitate. Păi da, primul an să fie poate mai sceptici, doamne, ce să mergem noi acolo, ce? Dar nu se știe. Și ușor, ușor să ne reprezentăm, să fim reprezentați și de valorile comunității, prin diferite activități artistice. Am contactat și o să vă prezint la vremea respectivă. Se găsește terenul. Deci am fost invitat la Măgura. Organizează pe teren de sport. Am fost la sără la Hâmiuș. Am fost acolo, la Grecia. Da, știu. Sunt unul la trecut. Pe terenul de sport. Invis la Luizii unde? Pe terenul de sport. Îi facem aici, în față. Ce să facem? Da, e vorba de artiști. Că un festival din ăsta ține câteva ore bune.
Pe cine am să cânte? Păi nu, să nu cumva să nu cumva să vă aud, că vă gândiți la nu știu ce formație de... Deci pe bune, Doamne ferește! Nu le facem de război, pe bune, mai de la nu mai faceți nimica. Dacă găsiți baza legală, și prin comună ar trebui să căutați o firmă care să curețe copacii, să, care să înghește în afară, dar baza legală, e important, nu cu oamenii noștri. Aducem firme care poate să facă treaba asta. Și în același timp, cu aceeași echipă, haideți să facem mai mic curățenie aici, în jurul primăriei. Nu ca să angajăm. Hai cu bază legală, plătim, să facem o dată cu neordine. Să vadă tot mai bine. Primul un an, doi ani, așa, în primărie. Să s-o punem la așa ceva. O să avem la se strice. Noi facem. Că încărcăm tot și am zis de ce. Încărcăm totul. Ducem totul și... Mai gândiți mă la una ținem discurs ca să nu se mai facă așa ceva. Domnul primar, știți că vin acasă ce este care... Păi tu îți dai seama câtă critică... Câtă critică a dat să facă ce trebuie. Să încercăm să le... Să le... Cum să spun eu? Să redirectăm atenția lor în altă parte. Adică măcar despre... Când a avut un coș de gunoi, când a fost curățenie, când a fost un săiapa, deși... Noi le-am asigurat tot timpul și coșul de gunoi și toate astea tot. Să sâmbătă noapte și dar, mă rog, niciodată nu o să fie mai mulțumit în tot alea. Nu, dar măcar ce ține de noi să facem ordine, să facem curățenie, să tundem de apa, să tundem asta, să reparăm un pic. Nu spune că chiar nu se vede. Sfântul Anton a fost organizat, e? Corect. Da, vezi că nu mai... O să reparăm potul, deci... Nu mai centru. Noi nu mai cerem. Și restul. Iar puteți, dar acum asta depinde de, de oameni, de localnici. Dacă fiecare și-ar ieși în fața porții să facă curățenie, n-ar fi rău. E un pic mai greu. Dar este și în regulamentul de asta, la comune. Mai este și în lege. Domnul domnule, mai veți cu mine și o plață la serviciu. Este la principală. Haideți să vedeți cât mai sunt acasă. Da. Sau cine mai locuiește în dreptul porților? Ce să-i fac acolo? Să mă duc la parcoreță? Ce să-i fac? La unde e acasă? Mai sunt și din astea, dar unde sunt acasă? Acolo e curat unde este acasă. Fiecare are grijă. Anunțați-i pe la difuzorul ăia care are lucrăți de teren. Dacă n-am dat anunțuri cu incendii, nu merge așa. Unde nu sunt acasă este căutăm baza legală. Asta aici am vrut să mă refer. Că nu sunt acasă și nu are cine să iasă. Și rămâne o porțiune, să zicem, făcută oarecum și nu mai găsești ca să iei cu ziua de muncă, nu să mai sunt plăte în bază legală. Păi tocmai că nu găsim, bază legală. Vin și se roagă ca să-și facă ajutor social. Pentru că doar e într-o parte, pe la control, zice. Că trebuie dăm timp. Trebuie să dăm o firmă care face curățenie. Stau pe seap, căutăm, facem. Nu se poate face... Deci cu tot, cu toaletare, cu face ori, deci stau cu asta. O colaborare, un contract de colaborare cu o firmă. Să ne facă o ofertă, arătați... Ați făcut vreun studiu, să ne vedeți cam la tine. Valoare semnului, că nu crezi că ar fi așa de mult. Să facem deviz, bine, facem deviz și vezi... Nu face miliarde, dă un colo de treabă. O dată pe an putem pentru comunitatea noastră, pentru comunitatea. Aveți dreptate, sunt mulți care sunt plecați. Aia care sunt acasă, ce păi, dar de ce să-l faci? Eu când tu îi faci o altă. Că ăla are sute de euro, are mii de euro și mă pui pe mine, te-ai găsit să mă pui pe mine și atunci. Să închidem curat cu culoarea și să cădeți și bine. Doamne, uite, primăria face investiția asta, face curățenie. O dată pe an. Mai vedeți. Și pe la urmă, mea asta este. Ce să mai... Nu ducem banii la palastări, nu ducem banii, nu știu ce, licitații trunchiate, da? Facem tot, se întorc banii ăștia tot în folosul comunității. Și cred că n-ar avea nimeni ce să comenteze. Și ați făcut o treabă extraordinară. Căutați o firmă, cereți o ofertă, facem un studiu, un calcul, domnule, cam cât ar fi. Să vină să facă de ce vorba și cu părăuva, este lucru bun, că dai trebuie discutat pe sine local. Și chestia asta să se facă, tot în același contract. Și gata. Și am rezolvat problema. Nu faci chiar mai pe centru. De exemplu, am avut acum Sfântul Anton, trebuia făcut, nu? Dar cum se pierdă iurei instituția la biserică, deja l-am anunțat. Trebuie făcut, pentru că aici o să circule cea mai mult, zic eu. Părerea mea, dacă nu reușim să facem o reacție de ordine și curățenie prin comună, știți că eu vreo doi ceruri să facem ziua comunei. Acum chiar aș cere să nu mai facem. Aoleu. Pe cuvântul meu de unul. Dar mai băgați cu tine. Dacă nu reușim să facem... Dacă nu reușim să facem curățenie și ordine, o să avem critică cât China. Că tras. Pe cuvântul meu de unul. Mai degrabă te lipsești câteva discuții, nu știu ce, și am trecut peste. Dar pe viitor, să, într-adevăr, să ne pregătim din timp pentru așa ceva. Nu, dar trebuie să începem anul centenar. Trebuie să începem și noi de la zero. Atunci trebuie luat... Nu putem să începem de la anul.
Acțiunea de mâine, de luni, de nu știu, haideți să, să vadă de mine. Dar pentru a face această acțiune, trebuie luat în legătura cu artiști, cu o formație, cu, nu cu o formație din asta cântă ei, trebuie un ansamblu care să țină piept. Și nu vă gândesc că costă sute de milioane de lei. Știi, deja m-am contat, dar până nu avem terenul cu ăsta. N-ai terenul la ce? Cu cine ai terenul cu ăsta? Nu ai pregătit locul? Cu Narcis. Nu știi eu, mă rog. Narcis. Are ansamblu, are informație. Nu, pentru teren. Nu vom prima pentru teren. Bă, dar ori vom face acolo, vom face, dar e vorba de artiști. Cine vine și un organizator? Deci o să nu deși un organizator. Deci preorganizează festivalul. Deci o să prezinti și tabelul. Cu cine artiști ne propune? Eu lucrează pe la prefectură, mă rog. Da? Ok. Nu opinii la soi. Bine, nu putem să la etatul 10. Se poate urca, se poate urca și la etatul 10, dar cu bani de la parter. Suntem la parter, deocamdată. Pentru că noi trebuie să fim atenți și dacă vom face înainte de data de 15, atunci se poate. Vă spun eu că e post la oricum și nu se fac mulți domni. Ce mai vreți? 12, nu se poate. Pe 12 sau chiar pe 15 în ziua. Nu se poate. Dar sunt prea multe locuri să duc. Nu se știe. Nu. Se știe că nu se poate. Noi vorbim de ansamblu de ultima. Ansamblu să se duce să se la mână. Ansamblu e altceva. Și ăla vine și el stă în spate și îți mai vine încă 4-5 artiști care îți fac un program jumătate de oră. După aia mai poți să mai dai niște lucruri. Și ai făcut o treabă extraordinară. Adică nu poți să facem primul festival și cu no name, cu niște țărțari. Mai degrabă atunci am luat un avan. Eu nu mai vreau să mai ies. Adică ori ne ridicăm, totuși e comuna lui zică lucrurile. Adică noi trebuie să fim mândri de chestia asta. Adică ori ne ridicăm undeva sus, ori o lăsăm jos și la revedere. Nu mai facem nimic ca vorba lui. O să ne forțează 1, 2, 3 acolo și mergem înainte cum am trăit până acum. Da? Eu zic că nu e, nu e de abandonat ideea asta de a face festivalul ăsta. Nu v-ați văzut, să trebuie. Avem. Trebuie gândit după aceea și cei care vor veni și trebuie lua legătura, trebuie să oferte de a veni să vândă produse. Comercianți care să aibă autorizați, să fie avizați. Să nu vândă nu știu ce prostii pe aici. E un pic, să știți, e un pic de, de umblat. Prima, primul, al doilea festival s-ar putea să fie mai greu, dar după aceea o să se intre în mână și o să meargă de la an la an. Adică, deja lucrez cu persoane cu care... Eventual, datele de la altă primă, să cum am organizat ce-o făcut. Nu, dar cam asta e. În 2300 cine am dus, am luat doi pixuri, să aducem. Noi, pe casă, am dus tubii, toți făceau plajă la... Acum, acum e una închisă din fericire sau din nefericire. Nu știu cum să mai e nimic. Da, nu mai avem. Trebuie comercianță. Omul vine, bea o bere, mănâncă un mic, bea un suc, bea o apă. Am discutat și problema asta. Bea o oră. Organizatorul vine cu tot, dar e format. Sonorizare, tot ce trebuie. Am discutat, am zis, hai să rezolvăm practic cu domnul Emil. Ieri am vorbit cu domnul Narcis, unchiul sunt așa. A zis, bă, mie nu trebuie să-mi dați nimic, faceți curățenie. Da, o să comprimiți așa să dați. Da, corect. Aici trebuie să vorbiți cu Emil, să nu cumva să le lăsați. Da, la urmă puteți să-i spuneți, domnule, noi acolo, noi acolo o să vă spunem. Mulțumim domnului Narcis, domnului Emil, sau domnului... Nu? Adică ne-a avut bună voința de a ne îngădui să facem festivalul ăsta. Nu? Cu Emil cam greu. Emil despre care Emil vorbim? Ăsta de ce an? Simplu cu ăsta. Nu-i greu. Nu-i greu. Dar cum, e? Asta e încercat. Da, cum? Emil ăla de la... Ciobanu. Emil Ciobanu cu magazin. Da. Nu de Emil ăla de la Petroșari. Păi l-am vorbit cu impostul. Ăsta de aici, cu magazin. Și ăsta de aici, mai ușor. Nu știu eu să discut. Nu știu că e prezent aici. Nu știu că așa ceva. În primul rând, nu vei fi singurul care vei fi. Nu știu ce. Da, fii. 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 E prea mare postul. Concesiune da. Trebuie băgată seamă. Se merită. Trebuie băgată seamă. Trebuie băgată seamă cu asta. Tu ai exclusivitate. Tu ai exclusivitate să vii. Păi se poate treaba asta. Da, da. Îi dai exclusivitate. Tu vii de ce vrei să fii? Sub, băuturi, ce vrei să fii? Ok. Și e încă doi care să facă mici, să facă produse din asta, pentru că acolo e mai greu. Și gata, și asta e doar problema. Spune-mi că lăsăm și pierdă măsuța lui de legume și de lucruri. Păi acum ați discut asta. Asta e legume, nu? Nu pune nimeni legume. Da, mai dar poate mai cumpere roșii la chila. Păi și e la comunare și ține și de salată. O salată. Vine cu tacul lipește. Ratați-o cu seriozitate, iar
timpul este scurt. Haideți, lăsați-l să vorbesc cu el după aceea. Eu știu că ușor de spus așa, că gata, am rezolvat la stai, hai să mergem să discutăm împreună. Dar de ce nu posibil? Chiar mă invit. Dar sigur că da. Cum să nu? Nu, eu n-am zis că nu o să vrei, dar trebuie de vorbit cu omul, pentru așa mi se pare corect. Dar nu trebuie să vorbim cu el, că vorbim cu el, explic că mare și el de câștigat și câștigă legal, adică nu facem niciun troc ilegal. Domnule, îți faci exclusivitate, pentru că tu fiind unul care trebuie să-mi dai mie acceptul pe teren, ok, eu, în momentul în care am acceptul pe teren, eu după aia pot să-mi selectez cei care vor veni să ofere servicii. Iar ție îți voi da exclusivitate să vinzi tu. Bun, și atunci, ți faci tutelevă la duminica aia? Faci 100 de milioane? Sau 20 de milioane? Nu. Bun. Ia uite, fă-ți 200 de milioane sau 100 de milioane. Sau cum te gestionezi tu? Vrei alt argument? Cu orgoliu mor de foame. Ce să mai e? Dar de asta este. Bine că nu o să-i ceară alții, ceilalți moștenitori lui. Dar asta nu trebuie spus la ceilalți. Să nu cumva să le deschide de mantene. Pentru că aia nu trebuie conflict. Dacă nu și nu, aici. Dacă omul, într-adevăr, acolo e cel mai ok. Deși, ca și platou. Da. Nici nu iese lumea în șosea, nu. E mult mai ok. E loc de desfășurare. Da, dar cum să nu? Este loc. Este loc. Dar cum? Da. Deci, până la urmă, cu măsura, vedeți ce facem. Facem plângere. Nu, eu zic, domnul, eu zic, doamna secretară, eu zic, prima dată să invitați la o negociere și să prezentați pâinile noastre de atac, ca să știe despre ce este vorba. A, sunt doar de marți. Domnul, eu zic care sunt pâinile noastre de atac, adică să nu credeți că noi glumim. Dacă vă convine așa să vă facem plângere penală, continuați la acțiune. Poate și retragă acțiunea. Dacă... Adică, de acord cu ceea ce se există și varianta de a ajunge la becarea amiabilă la o înțelegere. Noi le-am sugerat pentru asta și chemat în aceea, vă vreți la primări, discutăm, deci mai ușor. Sigur. Dacă nu vor să înțeleagă, atunci... Ca să ne recuperăm din urmă, trebuie mai picat. O să mergem atunci. Nu o să plătească ei din urmă voi așa, niște bani ca... Dar nici nu trebuie la primar. Măcar să începem... Sigur. Păi sigur că da, prin anii noi discutăm de 3 ani de zile de treaba asta și eu plătesc de 10 ani. Am văzut să am necată ținut la mala chiar cum era unul în decembrie. Ok. Le-am rezolvat. Promoție, dar nu s-a pune